Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Voi face horoscopul zilei de 8 aprilie pentru semnele de aer, gemeni, balanță, vărsător. Înainte de toate, vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Și dacă doriți să vă înscrieți la canal, m-aș bucura foarte mult. Apăsați pe clopoțel, este gratuit. Și veți primi notificări cu ce voi distribui și în acest mod noi ne vom conecta energetic la etalările viitoare. Voi începe pentru zodia Gemeni, dar văd că a ieșit un bărbat în semn de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, care vă gândește, care vă poate sta alături în această zi de 8 aprilie. E posibil să intrați în contact cu un șef, cu un superior, dumneavoastră, cu un tată, cu un soț, cu un iubit, da? Care acest bărbat vă, nu numai că se preocupă, vă va sări în ajutor, este bun, da? Este un bărbat inteligent, este foarte stabil și e posibil să lucrați cu acest bărbat sau să luați decizii, să colaborați. Sau dumneavoastră vă doriți să luați decizii pentru stabilitatea noastră financiară, zice că dacă pentru tine este un lucru bun, acționează cu determinare și totul va merge așa cum vrei. Sau o persoană bună sau pentru un șef cu care vei lucra și te va căuta în această zi cu care vei colabora. Haideți să începem pentru zodia Gemeni. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia Gemeni, ce se va întâmpla în această zi de 8 aprilie? 3 de monede, văd o colaborare cu cineva, poate doriți să semnați un contract, poate, nu știu, veți lua decizii cu alte persoane, văd că sunteți bravo în ceea ce faceți, sunteți talentați la locul de muncă, văd că faceți ceva cu pasiune și cu plăcere. Veți fi recompensați pentru creativitatea dumneavoastră și văd că veți lua o hotărâre pentru viitorul dumneavoastră. Veți începe o, nu știu, o nouă colaborare cu alte persoane și veți lucra împreună și vă va place ceea ce veți face și veți avea parte de stabilitate în viitorul apropiat. Haideți să vedem pentru zodia Gemeni. Șapte de spade, dar cineva văd că trebuie să aveți grijă la o persoană din jurul dumneavoastră sau dumneavoastră vă autosabotați. Ceva nu vă va place la o colaborare, să știți. Ceva nu vă va convinge sau cineva poate în jurul dumneavoastră va încerca să vă mintă, șapte de spade, să vă manipuleze, să vă ascundă ceva, să vă fură ceva. Șapte de spade aici este că ceva vă ascunde cineva și că nu vezi clar o situație din jurul tău și că poate fi o alegere mai bună pentru tine în altă parte. Sau poate tu scapi de un adevăr în ce privește o colaborare. Nu vrei să vezi acel... Sau poate simți că ești într-un trio sau că persoana iubită e într-un trio și te minte cu ceva aici. Poate simți acest lucru și nu vrei să vezi, încerci să scapi de adevăr. Dar asul de cupe văd că ți se transmite să-ți deschizi inima, da? Pentru un nou început. Văd că fugi de această colaborare și văd că fugi spre un nou început în ce privește iubirea ta. Vei începe o nouă relație sau vrei să începi o nouă relație. Văd o renaștere într-o relație afectivă. Văd că sau tu vei avea o retrăsire în ce privesc abilitățile tale intuitive. Sau vei avea o iluminare spirituală, de ce nu? Divinitatea îți va oferi o nouă șansă să vezi adevărul. Sau vei primi mesaje de iubire. Haideți să vedem. Sau dorești o nouă relație de iubire, vrei iubire și te vei arunca în brațele unei noi iubiri. Haideți să clarificăm pentru zodia Gemeni. Aici, da, văd că e o sărăcie sau te simți că ceva nu funcționează într-o colaborare. Ceva nu merge și ești disperat. Și știi că ceva nu funcționează sau că nu ies bani sau că nu e așa cum vrei tu sau acel contract nu este bun.
Și văd că te disperă acest lucru și te va pune pe gânduri, să știi. Sau într-o relație de cuplu te va pune pe gânduri, da? Poate că ai rămas singur sau îți vei da seama că ești singur într-o colaborare. Și văd că un bărbat te gândește dacă ești femeie sau o femeie te gândește dacă ești bărbat. Se gândește la tine pentru un nou început emotiv, pentru a-ți trimite noi vești de iubire sau cineva dorește să-și deschidă din nou inima iubirii. Cineva gândește pe cineva aici și are interese importante, are sentimente de iubire. Haideți să vedem ce vă transmite oracolul lui Dumnezeu. Ți se spune că vei fi protejat. Ți se spune să-ți protejezi iubirea, să-ți protejezi relația, copiii. Vei fi protejat aici. Sau va trebui să protejezi pe cineva, da? Poate are nevoie de ajutorul tău. Ai nevoie să-ți protejezi familia sau cei al tău, sufletul tău, inima ta. Ți se spune că ești protejat, nu ești singur, ești în siguranță. Și ți se transmite să renunți la ceva și să-ți recapeți libertatea. Cu sălbăticie, să spunem așa, sau ți se transmite să te arunci în această nouă relație cu acea persoană, să o iei de la început, zice, lasă în urmă toate problemele, toate frustrările și lasă să fie, să vină de la sine. Da? Zice, lasă în urmă și fii tu însuți și fă ceea ce simți tu că e bun pentru tine. Recapătă-ți libertate, liberează-te de tot ce e negativ. Dragii mei prieteni, aceasta a fost detalarea. Vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc o zi cât mai plăcută. Noi ne vedem data viitoare. V-am pupat, Doamne ajută, sănătate. Voi trece la Zodia Balanță. Dragile mele balanțe, dacă nu v-ați înscris la canalul meu, eu vă recomand să faceți acest lucru. M-ar bucura foarte mult apăsând pe clopoțel. Veți primi notificări cu ceea ce voi distribui. Și în acest mod noi ne vom conecta energetic la etalările viitoare. Și dacă doriți să-mi dați un like, ar însemna foarte mult pentru mine. Zodia Balanță, văd că în această zi voi fi mulțumiți, anumite dorințe se îndeplinesc, văd bucurie, pace, serenitate, armonie, magie în viața dumneavoastră. Visurile se vor realiza. Este un moment care ceea ce v-ați dorit va deveni realitate. 7 de bețe îmi spune că să nu renunțați la principiile voastre. Poate e posibil să vină cineva să încerce să vă fure sau să, nu știu, să vă păcălească cu ceva în ce privește munca dumneavoastră sau cei al vostru. Trebuie să-ți protejezi comoara, să-ți protejezi roadele, să-ți protejezi ce ai construit și să mergi înainte cu determinare, să ai încredere în principiile tale, în valorile tale. Fă-te respectat cu curaj, nu te lăsa, da? Fii puternic și determinat, te sfătuiește îngerii. Regina de spade, dumneavoastră sunteți acea persoană care veți fi mai independentă că decât de obicei. Veți lua puterea în mâinile dumneavoastră, viața, o veți, nu știu, veți lua decizii importante în această zi. Veți renunța la acele persoane sau la acele lucruri care nu vă mai servesc și cred că vă veți concentra foarte mult pe aspectul financiar, stabilitate, carieră. Aici văd că poate veți intra în contact cu o femeie văduvă, divorțată sau o femeie singură. Acolo trebuie să vă protejați poate și trebuie să vă faceți respectați în fața acelei femei. Sau poate dumneavoastră veți deveni această femeie puternică, răbdătoare, independentă, da, și vă veți ridica și veți spune ceea ce vă doare, ceea ce vă doriți, ceea ce nu vă mai doriți, da? Haideți să clarificăm pentru Zodia Balanță. Ok. Aici văd că dorințele noastre se îndeplinesc după o comunicare, după anumite compromisuri, după anumite angajamente, în ce privește dacă ați avut probleme legale, văd că se vor îndeplini dorințele noastre, realizări foarte multe, da? Dacă ați avut probleme legale sau ați avut discuții contradictorii, văd că aici se vor calma lucrurile.
Și într-o situație, într-o instituție, într-o, nu știu, la locul de muncă sau dacă aveți de-a face cu instituție și veți intra în contact cu un profesionist, văd că veți avea parte de reușită. Da, vedeți? 7 de bețe, provocările și v-am spus să fiți determinați să protejați cei al vostru din cauza unei femei false. Da, e o persoană în jurul noastră, poate la locul de muncă, poate în familie, văd cineva fals aici și de aceea vi s-a spus să fiți determinați și să luptați, să vă protejați cei al vostru. Și în casa dumneavoastră văd că veți fi mai independentă sau într-o instituție, poate veți merge într-o instituție sau veți lucra de acasă, sunteți independentă de acasă, sunteți mai puternică și în casa dumneavoastră, sau în ce privește o casă, da, aici trebuie să luați anumite decizii și văd foarte mult creativitate, da, și poate vă veți ocupa de casa dumneavoastră. Haideți să vedem și oracolul iubirii pentru zodia Balanță. Ah, ți se spune că ești iubit necondiționat, da? Și să fii compasionevole cu alte persoane, să fii bun, să fii bravo, să fii echilibrat, armonios, să oferi din inimă. Dar și în același timp ți se spune că ești un bine iubit necondiționat. Nu ai de ce să-ți faci probleme, că e posibil acolo să te simți un pic în dubii sau să ai îndoieli în ce privește o relație sau la locul de muncă sau în ce privește persoana iubită și poate de acolo trebuie să vă faceți respectați sau vă simțiți atacați și ți se spune să ai curaj, da? Să nu te lași, să mergi înainte în ce privești principiile tale, să fii determinat. Și în casa ta văd că vei primi iubire necondiționată, ești iubit necondiționat și să oferi la rândul tău iubire necondiționată altor persoane. Nu ai de ce să-ți faci probleme. Dragii mei, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă pupa, sănătate, Doamne ajută! Voi trece la zodia Vărsător. Pentru voi, dragii mei vărsători, dacă nu v-ați înscris la canal, m-aș bucura foarte mult să vă înscrieți. Veți primi notificări. Și este gratuit și în acest mod noi ne vom conecta energetic la etalările viitoare. Și dacă doriți să-mi dați un like, ar însemna foarte mult pentru mine, vă mulțumesc. Haideți să vedem pentru zodia Vărsător. Zodia Vărsător, în această zi văd că veți acționa mai mult decât niciodată. Veți fi o împărăteasă. Vă veți deschide. Veți fi mai hotărâtă pe voi. Veți fi foarte creativă. Văd comunicare, văd fertilitate, succes, abundență. Vei fi foarte senzuală. Persoane din jurul tău te vor vedea ca o împărăteasă. Și îți recomandă să acționezi, da? Că succesul îți va aduce o viață prosperă și confortabilă. Mă scuzați. Și împărăteasă aici îmi spune că veți ocupa și chiar și de copii și veți lua hotărâri în ce privesc copiii. Cu roata norocului îmi spune că veți face un drum în trecut unde ați mai fost sau lucrurile dacă au fost blocate pentru dumneavoastră. Văd că veți acționa în această zi ceva ce e destinat vouă să fie, să se întâmple. Și ți se spune, gata, nu mai amâna, da? Acționează. Ambele cărți spun acest lucru, să acționezi, să nu mai amâni. Pentru că în această zi văd că lucrurile se vor mișca pentru tine. Sau tu vei lua această decizie să se miște pentru tine lucrurile. Vei da ceva la spate, da? Și vei renunța la ceva la un trecut și văd că vei acționa în ce privește un viitor de-al tău. Văd o transformare importantă, o schimbare. Un noroc care îți va veni pe strada ta neașteptat. Haideți să vedem acorduri, oportunități. Pentru zodia Vărsător, ce mai dorește să iasă?
Și 8 de monede în ce privește munca, da? Sau în ce privesc cursurile tale, văd că vei fi foarte atent la detalii și îți dorești să-ți construiești o stabilitate financiară care ți-ai dorit-o de ceva timp. Aici văd că ți se spune să te informezi înainte să acționezi și poate trebuie să mai studiezi ceva și vei dori să mai studiezi ceva. Văd că ai o mare maestrie în ce privește munca ta, în ce privește jobul tău, cu ce te ocupi tu, ești foarte bun la ce vrei să faci sau cu ce te ocupi. Și văd că va fi aici un proiect pe termen lung pentru tine. Va veni în viața ta. Ok. Da, văd că te vei vindeca. Te vei vindeca în ce privește comunicarea, în ce privește persoana ta, dacă ai avut anumite blocaje, dacă nu te-ai simțit prea bine, ți se spune că vei avea o vindecare, o schimbare neașteptată, un nou început pentru tine, un noroc care va veni în viața ta. Și roata norocului din partea unui bărbat. Da? Un bărbat are un rol important, îți va oferi o șansă, o nouă șansă sau oportunitate, un noroc, o afacere. Dar văd că acest bărbat este disperat. Este disperat și s-a disperat pentru că trebuie să plece la un drum sau tu să pleci la un drum sau de la drum. Dar văd că vei primi un cadou, zodia Vărsător, ți se va oferi o sumă de bani, un cadou. Și văd că cineva e disperat de la drum sau pentru un drum, pentru stabilitatea sa. Cineva dorește ceva stabil cu tine, dar este disperat, nu știe cum să facă acest lucru. Pentru că e posibil în viața sa să fie anumite instabilități care să-l pună pe gânduri, să-l obosească, să-l streseze. Dar văd stabilitate și un cadou care ți se va oferi cu speranță, cu renaștere, cu bucurie. Haideți să vedem ce vă transmite. Ok. Sunt cam multe. Aici zice o renaștere pentru tine, vezi? Ți-am spus că vei renaște. O dobunicuță care te ține în brațe și îți oferă forța și folosește-ți intuiția. Vei renaște. Bucură-te, îmbrățișează binecuvântările vieții, că vor veni binecuvântări de care te vei bucura. Iubire și sentimente de iubire, îți vei deschide brațele și zice că ești în siguranță, nu trebuie să-ți faci probleme. Poate unii dintre voi aveți 2 sau 3 copii și văd că vă plac animalele și poate aveți chiar un animăluț sau doi aici și văd că veți face ceva împreună cu copiii în această zi, poate veți cumpăra ouă de Paște, de ciocolată, de ce nu, pentru că văd iepurași. Ți se spune că ești îmbrățișat, ești iubit și să nu te preocupi că totul va fi bine. Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. Doamne ajută! La revedere, sănătate!